Vă salut, colegi columbofili. Astăzi de dimineață ne începem tratamentul de respirație. Folosesc Bronchosprint 5 grame la 2 litri de apă. V-am zis, nu am probleme cu ei, porumbii sunt într-o stare foarte bună. Doar că preventiv, să nu mai avem probleme cum au avut pe viitor, când o fi pui să iasă, să fie ei tratați. De asta am fost și am făcut și cu trigomonoză, dar cu respiratorii și după coccidioză cu salmonelă. Coccidioza, salmonela o las ultima pentru că deja o să înceapă să-mi iasă puișorii și atunci e o problemă cu ei, cu salmonela și coccidioza. Porumbii sunt într-o stare foarte bună. Ia uite. Pe toată perioada tratamentului gritul este luat în crescătorie. Mai este o leac pe jos, dar nu vrea să bagă ei să-l mănânci. Îi confisc gritul pentru că nu își face efectul foarte bine tratamentul. O salată, o de asta mai merge, dar nu, gritul nu. Acesta încă nu dă semne de înferechiere, Müllermannul. Femele chiar are, dar nu, e mai timid. N-am ce să-i fac. Asta e salata de aseară. Și văd că s-a apucat de ea și de dimineață. Sălbaticii mai mult am brăștiat-o. Ei n-au nevoie, cred că. Am văzut un pic niște mișcări la cucă cu acest mascul, dar mai slabe așa. Ar fi bine să-mi perecheze, să nu mai porumbei buni. Müllermann nu prea-mi place cum stă, dar poate nu avea nimic. Și mi se pare mie. Belgianca și-a luat cuib aici. Tot aici am găsit și de dimineață, deci și-au luat cuibul 17. Asta e bine. Cred că asta să cam chinuie de ceva timp să o și văd că încă n-au luat. Femeia asta pe cuib. Asta a fost prima mea pereche care mi-a luat de când am adus voiajurii. Dar doar că n-au stat pe ele. Fond maraton. Asta scriu și în pedigree. Femeia e superbă.
Să mor după femele din astea micuțe așa. Rotunjite așa și frumoase. Micuțe. Cam atât cu vlogul de azi. Vă salut și mulțumesc că mi-apreciați videoclipurile și haideți să fim un număr mult mai mare. Că am văzut că sunt mai mulți neabonați care îmi vizualizează videoclipurile. Haideți cu butonul de like și abonați-vă. Vă mulțumesc, vă salut!